Salut, fraților! Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Da, nu prea știu de unde și cum să încep acest episod. Este destul de trist, nu-i așa? După 4 ani și ceva de zile, sau 5 chiar nu mai știu, când fac treaba asta pe YouTube, am ajuns și la momentul în care trebuie să pun stop, pentru că nu mai am timp. Da. Ce să faci, ce să faci, se mai întâmplă chestia asta, nu m-am lăsat din cauza hate-ului, nu m-am lăsat din cauza absolut nimic. Pur și simplu simt că nu mai e ce trebuie și că nu pot să mai continui. Vă mulțumesc celor care ați rămas activi pe acest canal, dar na, tot ce este frumos are și un moment când se termină. Ce să-i faci? Bun. Acum trecând la chestiile pe bune și adevărate, nu numai las de YouTube. Nu am de gând să fac asta, doar că trebuie să vorbim serios despre viitorul acestui canal, pentru că este nevoie. Da. Și încă trebuie să împărțesc asta cu voi și să vă cer și vouă sfatul. Mă băieți, poate unii știți, poate unii nu știți, eu sunt clasa 11-a. Tocmai ce urmează să începem cu toții școala și vara asta chiar a trecut foarte repede. Dacă stau să mă gândesc, chiar a trecut cel mai repede din toate verile. Ei bine, vreau să începem întâi să vedem ceea ce am făcut vara asta, ca să o luăm bine, să se termine și mai bine, nu-i așa? Hai să vedem cu ce am practic început vara asta. Vara asta am început-o prima dată cu un clip care încă face vizionări pe acest canal și aduce oameni noi pe canalul meu aproape în fiecare zi, ce cred eu, habar n-am. Este vorba despre clipul 5 Gang în GTA 5, la care am lucrat destul de mult, ce să zic, din câte mi-aduc aminte, 6 ore filmarea sau editarea și 5 ore jumate filmatul, chestii, editarea, nu știu care dintre ele, oricum am stat, hai zicem, în jur de 12 ore pe acest proiect. Unora v-a plăcut, altora v-a plăcut, dar nu v-a plăcut din cauza unor chestii. Asta e, nu pot mulțumi pe toată lumea. Da? Mie mi-a plăcut să lucrez la acest proiect, chiar a fost o provocare pentru mine să văd dacă pot și eu cred că în linii mari am reușit să fac și chestia asta. Și după care, dacă stăm noi bine să ne uităm, am mai postat, după care am făcut o pauză de aproape o lună. De fapt, cred că a fost fix o lună între se două în care am lucrat și m-am străduit cu tot ce am avut, adică ceea ce vedeți în spate, nu am avut un studio sau mai știu eu ce, unde să pot să lucrez sau să am oameni care să mă ajute sau mai știu eu ce. Cu ceea ce vedeți în spate, cu asta am creat clipul despre care o să vorbim. Ei bine, mi se pare că pe data de 13 iunie noi am lansat împreună cu prietenul meu, care l-aveți acolo pe canal, frumos la prieteni, BeatStyle, am creat o melodie. Unora v-a plăcut din nou, altora nu v-a plăcut, chiar nu știu, pur și simplu, cred unii v-ați simțit în ea, deși pur și simplu noi am făcut piesa la complet la Caterinca și am pur și simplu ne-am vrut să ne distrăm și să vedem dacă ne iese. Și Ana mea, pe chiar pe aici prin cartier foarte mulți copii și încă se râde pe chestia asta. Am văzut că foarte amuzant vi s-a părut partea aia cu ce faci frate, uite bine, hai să-ți mai zic. A devenit oarecum un trend chestia aia, așa un micuț de tot.
După care, următoarea fază este că pe 15 mai a ieșit piesa propriu-zis, la care din nou am stat foarte mult să editez tot ceea ce vedeți. A fost făcut de mine împreună cu băiatul BeatStyle, care m-a ajutat și a și cântat și el în piesă. Da. V-am zis, eu sper că v-a plăcut. A fost o chestie la Caterinca făcută cu ce vedeți în spate, cu asta am lucrat și cu ce am avut eu în minte la momentul ăla. Acum, probabil, dacă aș sta să o editez, probabil aș face și mai bine, pentru că am observat chestia asta, că de câte ori editez un videoclip sau fac un proiect nou, este ceva în plus și este de fiecare dată mai bine. Și asta n-are decât să mă bucure. După care am mai continuat, ce am mai continuat, am mai făcut un livestream, a apărut update-ul de pe GTA 5 cu cazinoul, care ne distrăm și astăzi pe clipurile de GTA 5. Am început și o serie de Minecraft, care am văzut că vă place foarte mult, deși ultimele clipuri în care am construit nu au fost chiar așa de vizionate, dar în linii mari, seria de Minecraft vă place și vă bucurați că a revenit Minecraft-ul pe canal. Ce am mai făcut? Am avut seria de Tomb Raider, un joc cu poveste care am văzut și ala, știu că e un joc vechi, destul de vechi. V-a plăcut să-l vedeți și la mine pe canal, am făcut live stream-uri, l-am terminat pe YouTube. Și am început seria de Nier Automata. E bine, jocul ăsta nu este foarte vizionat, ci drept este și foarte lung. Deci mă așteptam oarecum. Unora vă place, altora nu vă place, sunt împărțite ideile. Acum eu mă joc, ca să știți, să înțelegeți, eu mă joc ceea ce îmi place. De-aia l-am și jucat și l-am și terminat pe tot, pentru că mi-a plăcut. De-aia am jucat Dying Light-ul, care la fel mi-a plăcut foarte mult și de-abia aștept să apară Dying Light 2, pentru că apare pe 20, parcă, sau ceva de genul. Oricum, i-a anunțat că trebuie să apară în primăvara anului următor, ceea ce n-are decât să mă bucure. Da. Urmând să-l fac și pe canal și eu sper să reușesc să-l cumpăr la timp. Pentru că nu știu cât costă, eu nu sunt cine știe ce gamer mare să dau un mesaj și imediat să mi se spună: ia frate, aici un key, hei, joacă-te, ce... Nu-i așa? Tot ceea ce vedeți pe canal este făcut cu bugetul pe care îl am și nu este susținut de nimeni. Bun, în altă ordine de idei, ce am mai făcut, după care am început continuat postatul și am fost și în vacanță, l-am dat la munte și atunci am postat. Ei bine, și am ajuns în momentul ăsta, când n-am mai postat de aproape o săptămână și ceva. Ei bine, nu... Încă n-am vrut, puteam să filmez dinainte, dar... Am avut nevoie de anumite chestii să mă gândesc puțin și am avut nevoie și de o vacanță în care să mă relaxez, am fost pe calamare și da, cam asta s-a întâmplat. Ei bine, acum eu vreau să continui cu postatul, vreau să vă spun că nu mă las de YouTube și cred că am mai spus asta odată, să continuăm postatul, doar că o să am nevoie acum că începe școala, sunt clasa 11, vreau să unii știți, alții nu știți, eu m-am apucat și de sală, vreau să continui și cu chestia asta, pentru că, nu știu, mă simt bine după ce fac sală cu ei mei și da, trebuie să mă organizez foarte, foarte bine, pentru că altfel nu știu cum o să reușesc. Urmând din nou venind și clasa a 12-a, când, pe bune, atunci nu știu cât timp o să mai am, dar probabil dacă o să reușesc anul ăsta, care se spune că este cel mai greu an, o să reușesc în clasa 12-a. Deci, no problemă, e așa? Da, ce vreau să vă spun? Bă, mă bucur cei care ați rămas aici, sper că mă susțineți în continuare cu un like, un mare like și un share. Este enorm pentru mine, pur și simplu. Și, da, pui mie, cam asta e. Dacă v-a plăcut acest episod și acest vlog, știu că n-am mai făcut un vlog de foarte mult timp pe canal. Și mai vreți, desigur, dacă mai vreți vloguri, nu uitați să-mi scrieți acolo jos în comentarii
Să știți că mereu citesc comentariile absolut pe toate și probabil că de fiecare dată la clipuri ați văzut că vă dau like și mioră la fiecare comentariu. Da. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, eu sunt Foxlex și voi rămâne probabil pe YouTube cât de mult mi se permite timpul și da. Ne auzim data viitoare. Ciao, bă. Pa, pa.